Salut prieteni, bine ați venit la un nou draft. Poate va fi astăzi ziua când îmi ies o echipă forță din prima, pentru că în episoadele precedente a trebuit să fac mai multe echipe până să iasă una foarte bună. Un 4-2-2-2 ori un 4-5-1 atac. O să merg cu 4-5-1 atac. Și cu jucătorii pe laterale sunt mai multe șanse aici la un draft foarte bun. O oh, Ronaldinho, Lukaku și Neymar 99. Ce jucători! Greu de prins un 99, deci trebuie să-l iau pe Neymar. Chiar dacă Ronaldinho a pus CM, avea link foarte bune, apare Neymar și este super tare. Uite, aici mă bucur că am luat această formație pentru că Neymar poate fi titular. De Bruyne, e un jucător bun, 91, pentru varianta de gol a lui KDB, iar vârf este Romelu Lukaku. 98 a fost și în player pick de capitan, Leuva este și el aici, la fel ca ai Havertz, dar nu știu, parcă Romelu Lukaku e mai agil, pare a fi mai puternic, e tot belgean ca de broine 98 rating, avem un 99 și un 98 și un Icon Cam, ar fi fabulos, dar nu erau rău deloc nici cu Bruno Fernandes ce rating aici pe jucătorii pe care am uh, primit? Avem 3 jucători cu mega rating. E super bine până în acest moment. Mijlocaș central pentru echipă. Alan, Saul, Paulinho Cam atât. Alan, poate. Și aici am putea să-l punem pe Alan cam. Iar Bruno ar fi CM. Ar avea Neymar niște chem. Și până acum avem 3 jucători care sigur rămân luca cu Bruno și Neymar. Uh, mijlocaș dreapta e Rafinha. Uh, mai mult, probabil, spre Premier League uh, vom face această echipă acum că a venit și Bruno. Uh, de Bruyne ne ajută mult la Lukaku, chiar dacă De Bruyne ar uh, fi jucătorul pe care l-aș schimba. Ca e forță, Lig Verde acolo cu Neymar, am scăpat de o problemă acolo pe partea stângă. Uh, Neymar și Caio arată foarte bine acea parte stângă pentru draftul de astăzi. Uh, este o echipă care este foarte promițătoare. Să vedem dacă o ducem cu bine la capăt. Fără jucători important de aici, îl iau pe Hubner, 53 pace, 77 rating și serverele minunate. Durează mult să se încarci. E greu să alegi un jucător la draft. Nu e chiar atât de simplu. Uh, Mats Hummels, link verde acolo, dar și el are 62 pace. Uh, mai este Paulista și cam atât. Da, pentru rating îl iau pe Hummels, dar fundașii central sunt prea slabi. Fudaș dreapta, nici aici nu avem o variantă cu adevărat bună. Moreno are 91 pace și o să-l aleg pe el. Să zicem că avem fundaș lateral ok, dar n-am prins fundaș central. O, Militao, asta zic 96. Cu adevărat, zeu Militao și are și un link cu Caio, are și un link aici cu Moreno. În poartă, portar de la Liga acum. Militao! Super tare! Ies un draft cu super rating Aici vine Navas uh, Navas, nici un portar de la Liga, le iau pe Keylor Navas Sper totuși să vină portarul de la Liga de aici Obla, curtoa, oricine! Îl avem pe Allison. Și nu este rău cu Alison, brazilian uh, Un fundaș central de Premier League n-ar fi rău în acest moment uh, Poate fi Thiago Silva mai e Bruno Perez care ar avea și el ceva chem și rating mai mare. Parcă totuși, las-și alege pe Bruno și să-l pun fundaș de apta loc de Moren. 92 rating pentru echipa noastră. Uh, un post de fundaj central care trebuie acoperit. Salah vine aici și nu merge cu Bruno Perez, dar uh, mult mai mare ratingul său decât al lui uh, Rafinha acolo. Eventual, poate Salah va intra. Oricum trebuie ales Mohamed Salah, 90, super jucător. Nici de ala nu sunt foarte mulțumit. Mai este aici Tony Cross. Tony Cross, probabil singura variantă din acel player pick. Informul său de 89, Royce. Right winger, Kim PMB. Da, trebuie de aici să-l iau pe Royce. Salah trece pe bancă. 92 și nu mai urcă, nu mai vin carduri aici deloc. Ar merge bine de tot un fundaș central Icon. Renan Lodi, brazilian, plus 11 chem în locul lui Hubner. Și avem 93 chem. Încă un fundaș aici. Hai, un fundaș central. Avem nevoie de un fundaș central care nu vine. Uh, Kin. Mai este Marcelo. Da, și ori e o oarecare variantă. Dar trebuie să facem mai multe mutări aici în echipa noastră. Oricum n-am mai prins un jucător tare de o vreme. Mateus Pereira nu ne ajută prea tare, dar nu sunt jucători buni acolo. Singurul like-n a fost Ronaldinho și acolo trebuia luat Neymar. Ce să faci, Ben Yedder? 93, Super Team of the Season, doar că de data asta nu poate fi titular. De aici mai vine Giuliano, trece Toni Cross pe bancă și un singur jucător rămas. Nu facem full cam. De aici Alejandro Gomez, 96. Este și Fabinho, dar Fabinho nu ne dă un plus. Papu Gomez o face și o să-l iau pe Gomez. Dacă vine un antrenor brazilian, avem 192 și chiar o echipă foarte bună. Nu avem antrenor brazilian, antrenor de Premier League, antrenor portughez, dar e același lucru în mare. Da, o să-l pe Michel Arteta are uh, plusuri acolo la Chem, la mulți jucători. Cred că putem avea full Chem, totuși. deși ne-am blocat puțin la 99 în acest moment. Da, avem un 191. Mai bine atât, aparent nu se poate. Uh, tot 191 și cu Bruno, uh, doar că avem un 99, Chem 92 rating. Da, păi Bruno Fernandes va juca în mijlocaș central, Alejandro Gomez trece cam, așa vom juca, iar de Brune și Rafinha ies. Neymar va fi cam cu Alejandro Gomez și Romelu Luca cu atacant central și avem pe cei trei Summer Stars care de data asta vor conduce echipa spre glorie. Trei carduri Summer Stars cu super rating, Neymar Lukaku și Papu Gomez. Da, ești o echipă până din prima, nu se întâmplă așa de des. Uh, Carduri care îmi plac e și Bruno Ferradeș care e super bun, varianta asta Team of the Season, Militao 96. Ar fi lipsit acolo la mijloc cu un Icon, poate loc de Alejandro Gomez sau de Broine să fi intrat un Icon, un Ronaldinho, un Pele. Primul adversar, dacă îi se va cărca și echipa, bineînțeles, serverele nu merg foarte bine. 89 rating, are 96 chem, 3-4 de 1 cu Origi, vârf, Marez de gold și el acolo. Defensiva e mai bună, cu Militao, Cole, și Jimenez. Bineînțeles, Jimenez, Origi, Marez, nu sunt cine știe ce, de deci ce are și 89 rating. Lukaku i-a pasat lui Ben Benul, hill to hill și este șutul în plasa lateral. Am exagerat puțin acolo cu schemele cu visam Beneder. Yedder. Lukaku însă o recuperează repede, este tot Beneder, Romelu cu golul de 1 la 0. Lukaku marchează în minutul 12. Deschide scorul Summer nostru de la Iter. Marez, Hai de a rămas la el. Cum poate fi atât de bun Marez de gol în acest moment? Un jucător care ar trebui să fie de departe depășit de nivelul cardurilor de septembrie. O, oh, Ben s-a dus. Nu-l oprește nimeni pe Beneder. Trage cu dreptul. 2 la 1 direct un kick-off poate Dar cert e că Beneder a alergat până când a fost singur cu portarul Neymar trece Pasa lui Neymar pentru Lukaku care cumva n-a marcat Aici trebuia să fie gol 100% A fost blocajul fudașului Și încercăm iar Nu e o problemă Vin ocazii una după alta e aici simplu, Beneder cu Lukaku, lob și gol. 3 la 1. Dublă Ben Yedder. Văd că merge foarte bine acest parteneriat lucrat cu Ben. Neymar nici nu a apărut încă. Dar când va fi nevoie de el, sigur schemele cu Neymar uh, vor ajuta. Salah centrează. Superbă centrare. Hattrick Ben Yedder. Uh, V-ați fi așteptat la asta. Ben Yedder, uh, omul cel mai important din această echipă. 3 goluri în 31 de minute. Oh, ce greșeală! Papu, este gol! 5 la 1! Aproape să o scoată! Da, o da afară, probabil că este reși la acest scor. 5 la 1, super victorie! Ok, cum am intrat în meci? Că n-am dat... Accept, n-am dat nimic, eram acolo la search. Nu mi-apare rating nu mi-apare chem -ul. Extrem de dubioasă situație. Um, văd că are varan toți. De Bruine toți, Teo Hernandez, steam of the Season, la fel este Sterling, Summer Start de 96. Dar ce s-a întâmplat aici? Eu așteptam să-mi găsească un adversar, Dintr-o dată am intrat și în meci și s-a pierdut conexiunea. Dar cine a pierdut conexiunea? Nu înțeleg ce se întâmplă cu jocul. Da, aparent n-am intrat de fapt în meci. Da, e greu, e, abia, e totuși. Jocul a apărut de peste 11 luni. Uh, nu e ca și cum ar fi la final și ar trebui să meargă lucrurile bine. O, oh, doamne, ei. Ok, adevăratul meci 290, rating 96, chem în 4, 2, 3, 1, cu un icon, mare lucru, pele acolo. ansufati, Future Star, adversarul său de la Real Madrid, Camavinga, deci viitorul duel del, del Clasico. De Bruyne, Petru Neymar Este Neymar extrem de tehnic Și face 1 la 0 A primit Neymar Este Braziliana Voleul, dar a scos Ederson Era și o cale mai simplă De a cheia această fază Dar până la urmă am preferat această Braziliană Lovitură de cap Lukaku Scoate bine Ederson și o concentrare foarte bună. Gol Romelu și e vitură de cap. Un uh, zeu acolo careu uh, Romelu Lukaku și a marcat de două ori în 10 minute. Salah, perfect Neymar e aici. Neymar în centru. Lukaku trece fără probleme. S-a dat la o parte. Oponentul meu, Trei goluri. Pauză. Și iese, într-adevăr, victorie cu 3 la 0, 2 victorii la scor. Al treilea adversar are o echipă tot de 90 rating, 97 chem. Zezu acolo, va bapere curve breaker, câteva linkuri bune, aproape a făcut uh, full chem. Lukaku, el to trage cu dreptul, ce gol! Wow, bizonul uh, dă primul gol în minutul 10 ce vârf îmi place atât de tare cardul ăsta Summer Star Iese adversarul meu direct Sunt trei victorii Am ajuns în finală Finala 190 First on road to glory Bun venider toți Ronaldo Prime Are un Bruno care probabil va trece la mijloc acolo în loc de Fernandinho În defensivă la fel la port trebuie să zboare de acolo N-are viteză deloc dar cred că știe ce faci. Dacă e cu tu cu din asta înseamnă că ar putea fi o finală complicată. Beneder. Toben dă primul gol. Da, este gol. Șuda scurt acolo în forță. Și este 1-0 până la urmă în finală cu visam Benieder. No, e gol asta Ronaldo, foarte bine. Și același Ben Yedder reușește să egaleze Ben Yedder lăsat singur Ce șut cu exteriorul Fabulos Poate cel mai tare om al acestui draft Ben Yedder team of the season Super șut acolo Face o greșeală aici Ben Balon la Alejandro Gomez, culoar de șut, 3 la 1. Superb. Încă un gol aici în repriza secundă. Papu apare acolo și trimite cum nu se putea mai bine. Este Reis cu 3 la 1. A fost foarte ușor de data asta. 4 victorii obținute cu ușurință, cu o super echipă în 4 5 1 atac. Am avut o grămadă de jucători buni de atac. Și apărarea a fost super ok. Iar premiul este un premium gold player Pack și un mega pack. În sfârșit, fără gold pack-uri. Măcar deschis pachete care înseamnă ceva. Să vedem dacă vine vreun jucător interesant. Avem o oh, car special, ăsta e. Car special, e un italian. O oh, Summer Star. Locatelli, 95. Cât de tare e asta. Jucător de 28.000. Super card aici. Uite așa, da. Așa mai joci la draft, faci 4 victorii, este un profit frumos, este și Koke acolo uh, Îl voi pune la vânzare pe acest locateli Pentru 28.000 de coins uh, Îl voi păstra pe coche Iar uh, aici mai avem un pack, un mega pack uh, Sunt foarte mulțumit de premiu, în sfârșit mi-a dat ceva Am tot așteptat De fapt, încă un jucător mare Team of the season o, oh, David Alaba, cât de zeu era Alaba la un moment dat Fundașul uh, lui Bayern, era un milion Într-un timp, când a apărut cardul, era între cei mai buni uh, fundași centrali Acum este și el 30 de mii și este un super profit la capătul acestui draft Îl voi vinde și pe David Alaba pentru 29 de Și e perfect De aici, mai am mai care mi-aduc încă 5.000 din Quick Sell E bine, acesta a fost draftul, foarte tari, pachetele. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like acolo. Cam atât o am bani. Pa, pa!